lui sănătății. Minutul 13. Vedem aici o intrare extrem de dură cu Talpa. Neamț este jucătorul sănătății, care a văzut cartonașul galben. Pe banca de rezerve a gazdelor se află portarul Dragomir și jucătorii de câmp Mărti, Lincă, Gașpar, Lupu, Bucur și Creț. Dincolo la Petrolul, portarul Cezar Lungu este rezerva lui Avram și jucătorii de câmp Mihăiescu, Laurențiu Marinescu, Enache, Blănaru, Munteanu și Iani Stoica. Deocamdată, abia acum, se permite executarea loviturii libere. Minge în fața porții, respinge Dan Roman, recuperează Ceaca. Balonul este recuperat de Neamț și o minge pentru Dan Roman la centrul terenului. Pierde însă acesta posesia, recuperează rapid însă jucătorii sănătății. Balon trimis în flancul opus, nu ajunge Dan Roman la această minge, care este respinsă de Olaru. Dan Matei, în duel cu Țicu, reușește să obțină balonul. Vor arunca de la margine jucătorii echipei din Liga 3-a. Un prim sfert de oră care a trecut pe Cluj Arena. Sănătatea și Petrolul sunt la egalitate 0-0. Petrolul mai insistentă la poarta gazdelor, o ușoară dominoare, un raport mai bun al posesiei balonului, însă de câte ori au ocazia Viru și Verzi contraatacă periculos. L-am văzut pe Ceaca în două rânduri reușind să șuteze spre poarta lui Avram. Respinge Cioinac până la Amza. Balon trimis în flancul drept pentru Arnăutu. Excelent este blocat Arnăutu de intervenția celor de la Sănătatea. Situație bună pentru Petrolul. Mingea este respinsă de Ionuț Rada în corner. N-a reușit Gavrilă să se descurce în acea zonă. Reușise să păcălească doi jucători ai Sănătății. A centrat însă extrem de slab. Tot Gavrilă execută lovitura de gol și este gol pentru Petrolul. Minutul 16. O eroare în defensiva gazdelor și mingea dintr-un carambol intră în plasa porții. Deschidere de scor în minutul 17. Petrolul Ploiești prea conducerea 1-0. Revedem. Hamza profită acolo de indecizia lui Ciupe și împinge mingea pe lângă Lăzăreanu în plasa porții. 1-0 pentru echipa de Liga 2-a. După reușita lui Amza din minutul 16. S-a reluat partida de la centrul terenului. Neamț pasează în spate către Paul. Balonul este întors în jumătatea de teren a Sănătății către Dan Matei. L-a căutat cu acest balon Dan Matei pe Țârlea. Ceaca către Dan Roman, respinge din acea zonă Bărboianu.
Posesie pentru Petrolul. O pasă trimisă greșit, resping greșit și jucătorii echipei de Liga 3, recuperează Gavrilă. Greșește Arnăutu, mingea este recuperată de către oaspeți, Bărboianu în flancul drept. Fault în atac, acordat la Arnăutu la această fază în care a fost un duel pentru balon. Un jucător al Sănătății a protejat mingea. Degajează Lăzăreanu, o face direct în afara terenului de joc. Bărboianu este cel care se pregătește să repună balonul în joc din flancul drept, de la centrul terenului, trimite către Amza. Dan Roman o minge pe spate pentru Ceaca. Intervine în acea zonă Olaru și trimite în afara terenului de joc. Portarul oaspeților, Avram, are balonul, se pregătește să repună din marginea careului de 16 metri, de 6 metri. Minutul 20. 1-0 pentru Petrolul după golul marcat de Hamza în minutul 16. Tot Hamza încearcă aici să scoată mingea către Cioinac. Scapă Ceaca încă o dată către poarta lui Avram, faultează în atac. N-a reușit să preia corect acel balon. Protestează jucătorul Sănătății, considerând că nu a faultat. Vedem aici pe această reluare fault evident făcut de Ceaca, un fault din spate asupra lui Olaru. Posesie pentru oaspeți. Olaru pasează înapoi către Manolache. Mingea la Țicu în flancul stâng, trimite cu capul pentru Tudor. Arnăutu, Cioinac, centrare către careul Sănătății. Mingea este respinsă de către Mic în afara terenului de joc. Minge în careu la Amza, respinge Neamț, acum degajează Ciupe, n-o facem să departe de careu. Continuă atacul Petrolului cu Tudor. Mingea centrată în fața porții și este 2-0 pentru Petrolul. 2-0 pentru Petrolul, minutul 22. Marchează Gavrilă cu capul după o centrare excelentă venită din partea stângă. Plasează lovitura de cap foarte bine Gavrilă. Revedem aici pe colțul lung al porții lui Lăzăreanu, nimic de făcut pentru golkeeperul echipei de Liga 3-a. Începe excelent Petrolul acest joc, două goluri în primele 23 de minute.
Goluri marcate de Amza și Gavrilă, minutele 16 și 23. S-a reluat partida. Ceaca. Respinge Olaru de lângă Ceaca. Minge ajunge la meza Coli. Țicu. Manolache. Mezacoli și acum balonul este la portarul Avram. Degajează acesta, o face însă imprecis. Mic reușește să respingă de lângă Gavrilă. Deși conduce cu 2-0 formația sa, Flaviu Stoican nu pare deloc liniștit, l-am văzut îngândurat. Mezacoli, balon în zona centrală. O verticalizare a lui Țicu pentru Amza. Nu reușește vârful de atac al oaspeților să recepționeze acel balon care a ajuns în posesia portarului Lăzăreanu. Cioinac la centrul terenului pentru Arnăutu. Arnăutu, deposedat de Țârlea, face fault în atac. Se grăbește Rada să execute această lovitură liberă. Mingea era încă în mișcare, solicită arbitrul Vidican repetarea execuției acestei faze fixe. Am revăzut aici faultul făcut de Arnăutu asupra lui Țârlea. Țârlea venise foarte bine din spate, luase fața atacantului petrolist. Din nou atac important pentru Petrolul, greșește Hamza, însă pasa către Arnăutu. Mingea ajunge la Lăzăreanu, care repune rapid pentru Dan Matei. De la Rus, mingea ajunge la Mic și acum la Rada. Dan Matei, cât pe ce să greșească jucătorul Sănătății, a intervenit însă Rus. Rada înapoi către Lăzăreanu, degajează golkeeperul gazdelor până la centrul terenului, respinge Țicu. Balonul este prelungit de Tudor către Arnăutu. Tudor în flancul stâng, înapoi la Arnăutu. Ține prea mult de minge Arnăutu, apoi întoarce balonul către defensivă. Olaru. Mezacoli. De multe ori Mezacoli coboară între cei doi fundași centrali pentru a sprijini construcția ofensivă a oaspeților. De această dată Cioinac n-a reușit să recepționeze acel balon, respins în afara terenului de joc. Va repune Bărbuianu. Minutul 40, am intrat în ultimele 5 minute pe Cluj Arena. Sănătatea Cluj este condusă de Petrolul cu 2-0 în optimile Cupei României. Mingea din nou la Lăzăreanu. Încearcă Arnăutu să pună presiune. Nu reușește, degajează golkeeperul gazdelor. Preia Ceaca și este faultat de Manolache. Nu este de acord fundașul petrolist cu această decizie. A brigăsit de arbitri. Arbitrul asistent a fost cel care a semnalizat fault. Ca de obicei, Ciupe este responsabil cu executarea fazelor fixe la Sănătatea. Execută Ciupe pe colțul scurt, respinge Țicu, recuperează Neamț. Fault în atac al lui Neamț asupra lui Mezacoli. Va fi lovitură liberă pentru Petrolul. Raul Ciupe, cel care a executat mai devreme acea fază fixă, a jucat în Liga 1 pentru Sportul Studențesc, pentru FC Brașov, Universitatea Cluj și Viitorul Constanța. A ajuns la Sănătatea în urmă cu 3 ani. În toamna lui 2016 de la Universitatea Cluj.
Mingea respinsă de Mic. Dan Roman, faultat de Olaru. Va fi lovitură liberă pentru gazde, chiar din cercul de la centrul terenului. Vreme rece la Cluj astăzi, la ora disputării acestei partide. Încă un fault în atac, făcut de Țârlea de această dată. Sunt 9 grade la ora disputării acestei partide. A și plouat în cursul zilei de astăzi, însă gazonul de pe Cluj Arena se prezintă deocamdată în condiții decente. A rezistat și ploii de aseară și celei din cursul zilei de azi. Degajează Avram ultimele 3 minute ale primei reprize. Hamza minge pentru Arnăutu, reprimește Hamza în flancul drept. Așteaptă urcarea lui Bărboianu, minge pentru fundașul dreapta, centrarea acestuia în careu, foarte bună. Lovitura de cap a lui Tudor, însă imprecisă, se duce alături de poarta apărată de Lăzăreanu. Rămâne 2-0 pentru divizionarea secundă. Dan Matei aici se complică, pus sub presiune de Arnăutu. Șutează balonul în fotbalistul Petrolului. Mingea se duce în margine. A repus Neamț. Respinge de la centrul terenului Bărboianu. Nu reușește Tudor să preia acel balon. Dan Matei pentru Rus. Rus deposedat de Mezacoli. Hamza minge pentru Gavrilă, nu este offside și este 3-0. 3-0 pentru Petrolul. Realizează dubla Gavrilă, minutul 44. O eroare a lui Rus, care a pierdut balonul la aproximativ 30 de metri. Iată, vedem, de propria poartă, recuperează Mezacoli, pasează către Hamza, pleacă foarte bine Gavrilă. O poziție discutabilă a lui Gavrilă. Mi s-a părut că era în offside Gavrilă în momentul în care Hamza a trimis balonul spre el. Din păcate nu avem un stop cadru pentru a vedea exact momentul pasei, însă așa mi s-a părut că era în spatele fundașilor echipei de Liga 3-a Gavrilă în momentul primirii pasei. 3-0 pentru Petrolul chiar înainte de pauză. Ultimele 40 de secunde din această parte a jocului. Ceaca o minge pentru Dan Roman. Dan Roman în careu, întâmpinat de Manolache. Pasează în spate pentru Neamț. Centrează Paul pentru Rus. Trimite Rus cu capul într-o zonă în care nu avea niciun coechipier. Recuperează Hamza. Mezacoli. Balon trimis la centrul terenului pentru Arnăutu. Arnăutu păstrează balonul. Hamza pentru Bărboianu. Centrarea lui Bărboianu este respinsă de Rada și va fi aruncare de la margine pentru petroliști. Am depășit minutul 45. Încă o centrare a lui Cioinac. Respinge Paul. 2 minute de prelungire arătate de la margine pentru această primă repriză de pe Cluj Arena, dintre Sănătatea și Petrolul, de arbitru de rezervă, Florin Mazilu. Posesie petrolistă, Olaru primește de la Avram. Trimite către Mezacoli, Manolache, Țicu. Hamza nu reușește să paseze, greșește, însă Dan Matei continuarea. Mingea ajunge la Cioinac. Cioinac șutează către poarta lui Lăzăreanu. Mingea se duce alături.
Se încheie prima repriză, până la urmă doar un minut de prelungire lăsat de Rareș Vidican pentru această prima repriză. 3-0 pentru Petrolul, după golurile marcate de Gavrilă, minutele 22 și 44, și Hamza, minutul 16. Revenim pe